Campania Prof de 10 a ajuns și pe terenul de fotbal în Academia pe care fostul atacant Marius Alexe a deschis-o în urmă cu un an. El a ajuns la o școală de fotbal când avea 9 ani, iar acum le îndrumă pașii celor de aceeași vârstă. Peste 140 de copii au venit la Academie să învețe mai mult decât să dea pase și gol. E 8 seara, într-un octombrie încăblând, pe un teren din vecinătatea Stadionului Național. O grupă de puști ascultă indicațiile tehnice ale lui Marius Alexe, înainte de începerea antrenamentului. O să facem multă finalizare astăzi. Începem cu exercițiile de pasare, din Y trecem la finalizare. După o să facem și rondo, iar la sfârșit avem și turneu astăzi. Școala deschisă de Marius, cu exact un an în urmă, are la bază un parteneriat cu echipa italiană Udineze. Din fotbalul mare vin astfel tehnici de pregătire cu totul deosebite. Deloc întâmplător, pentru că Marius a jucat și în Serie A. În Italia eu am fost șocat de cât de lungi erau antrenamentele de a copii și juniori. Stăteam aproape 3 ore pe teren. Intensitatea în antrenamente și seriozitatea, cred că de multe ori pe noi nu ne caracteriza și acum încercăm să o dezvoltăm și noi să muncim cât mai mult. Se lucrează foarte mult la tehnică. Ce înseamnă tehnica individuală să se dezvolte foarte mult. După aceea intrăm în duel unde cred că noi românii ne ferim de ce înseamnă acest duel 1-1. Când era copil, Marius a bătut la porțile clubului Dinamo în anul 2000. Atunci antrenorul Guda Ianis a descoperit atât talentul lui Marius, dar și al altor copii. Astfel se năștea o nouă generație de performeri. Din fericire, această grupă este foarte talentată. Ce vedeți dumneavoastră acum aici pe teren sunt niște copii care pe mine m-au resuscitat. Și cred că de aici sunt vreo 4-5 copii care veți auzi de ei peste câțiva ani. S-au așezat un pic grupele, antrenori aproape la fiecare grupă și Marius antrenează grupa aceasta acum de 2010 și una de 2007 și 2008. Îi place, e pasionat, la fel ca și jucător. Dânsul este și alături de mine în dezvoltarea acestei școli de fotbal pe care eu o am acum și încercăm să o ducem la un nivel cât mai ridicat, să reușim să scoatem fotbaliști cum dânsul a reușit să o facă cu mine. Pe marginea terenului, cât durează antrenamentul, așteaptă părinții. Visul lui este să ajungă fotbalist, el este post de portar și am început de la vârsta de 6 ani. Mereu concentrat la joc, mereu pregătit. Visul meu este să devin profesionist. Doar fotbalul contează, contează cum te dezvolți și ca om și în societate, pentru că este vorba de mult respect, atât în teren cât și în afara terenului.